Echipa masculină de basket CCMU Craiova a obținut aseară prima victorie în play-off-ul Ligii Naționale. Oltenii s-au impus cu scorul de 84-80 în disputa de pe teren propriu cu CSU Atlas Sibiu. Meciul s-a disputat în sala sporturilor Ion Constantinescu. Craiovenii au avut o evoluție modestă în primele trei sferturi ale partidei, dar în ultimul sfert au preluat conducerea pe tabelă și au rămas în avantaj până la final. Tonight we had one of the worst nights since I'm here in Craiova and I'm 2 years here. On their energy, on the fans, we won. Now at the end that's the only thing what is important, but we have to be smart and to learn from these mistakes because Sibiu gave us the game. We was off. În această seară a fost unul dintre cele mai slabe meciuri de când sunt eu la Craiova, adică din ultimii 2 ani. Până la urmă, cu ajutorul energiei pe care ne-au transmis-o fanii, am reușit să câștigăm. Trebuie să fim deștepți și să învățăm din greșelile comise în acest meci. Without them, I don't know where to pull this one out. But we thank them and we appreciate them. It's another hard game, you know, it's a must win. Fără acești fani, nu știu dacă am fi câștigat acest meci și țin pe această cale să le mulțumesc. Nu știu dacă e mai greu să câștigăm în această sală mică decât în cealaltă și anul trecut am câștigat 2 meciuri aici. Atâta timp cât îi avem pe fani alături de noi, totul este ok. A fost o victorie muncită, o victorie în care am crezut până la final în munca noastră de-a lungul săptămânii până la acest meci. Am știut că ei vor fi obosiți după acel meci împotriva Clujului și am mai știut că jucăm acasă în fața acestor suporteri minunați care au venit cu 2 zile înainte să-și procure invitațiile și au umplut sala la refuz. Mă bucur nespus de mult că am fost mai luciți pe final și am câștigat această partidă. Craiova ocupă locul al 5-lea în play-off după această victorie și va juca în etapa viitoare, duminică, tot pe teren propriu, cu BC Mureș, de la ora 17. Voleibaliștii de la SCMU Craiova au obținut aseară o nouă victorie în divizia A1. Oltenii s-au impus cu scorul de 3-0 în jocul din deplasare de pe terenul formației Volei Banatul Caransebeș și rămân pe primul loc în clasament la 3 puncte distanță de formația de pe locul 2, CSV Mezalău. Această grupare a învins la rândul ei pe teren propriu cu scor de 3-0 formația CSM București. SCMU Craiova va disputa următorul meci tot în deplasare luni cu Explorer Baia Mare în penultima rundă din retur.